În vremea comunismului era cea mai mare maternitate din Valea Jiului. Acum însă lupenenii abia și mai amintesc de ea. Este vorba despre fosta maternitate de la Lupen, situată pe strada stadionului numărul 2, într-o zonă uitată de lume, la câțiva kilometri distanță de oraș. Clădirea a fost abandonată o perioadă de timp, însă din februarie 2012 autoritățile locale ce o au în administrare au dat în folosință gratuită o parte din imobil către Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara, unde deci desfășoară activitatea peste 50 de elevi cu nevoi speciale din întreaga Valea Jiului. Autoritățile locale caută soluții pentru a nu o lăsa în paragina. Zilele trecute s-au purtat discuții cu niște investitori străini care au un plan de deschidere în această clădire a unui centru pentru protecția copilului, un centru extrem de util în Valea Jiului. În momentul de față funcționează un centru pentru protecția copilului acolo, mai bine zis pentru protecția copiilor cu sindromul Down și sper în continuare să reușim cu ajutorul unui proiect româno-danez să implementăm un proiect de centrul pentru reabilitarea copiilor. Am discutat cu, am discutat cu partea de daneză, dumnealor sunt interesați pentru așa ceva, urmează să aleagă locațiile, sunt de ales două locații din județul Hunedoara, o locație din județul Dolj și una din județul Botoșani. Clădirea putea să cadă pradă hoților de fier vechi dacă autoritățile locale nu-i găseau trebuințare. În de curând aici au primit un spațiu și cei de la Crucea Roșie.